program operațional. Și mă bucur foarte tare că acest lucru s-a întâmplat, nu doar pentru că vorbim cu siguranță despre cel mai important program operațional finanțat de către Comisia Europeană și cofinanțarea Guvernului României. Detalii o să vă dea doamna comisar și domnul ministru. Eu spun cifra, 12 miliarde de euro, însemnând 9,5 fonduri nerambursabile, 2,5 bani de la buget. Dar vine această lansare după ce s-a aprobat programul operațional regional și mulțumesc tuturor celor care au făcut acest lucru posibil. Domnul ministru este aici. M-am oprit o secundă că n-am vrut să spun numele Sevil, ca să nu se trezească cineva, că cine știe ce lucruri rele faci. Da, mă rog, hai să vorbim de lucruri, de oameni deștepți, nu de nebuni. Împreună, prin programele aprobate de Comisia Europeană, de DG Regio, 23 de miliarde de euro, nu, Corina? Pentru perioada 2020. 23 de miliarde de euro, deci undeva spre jumate din bugetul anual al României, sunt bani nerambursabili pe care Comisia Europeană îi acordă și investește în România împreună cu statul român. Deci chiar vorbim de un lucru foarte important și nu pot decât să mulțumesc Comisarul European și întregii echipe pe care o conduce și care, pe deosebire de alte dăți, de data asta chiar am simțit că avem parteneri în Comisia Europeană și chiar au vrut să ne ajute. Vreau să mulțumesc câtorva dintre cei care din România s-au implicat în realizarea acestor programe, începând cu Ministrul Fondurilor Europene, cel actual, domnul Nica, dar și fostul ministru, domnul Todorovici, care înțeleg că nu e aici, că cred că e gelos pe tine, că semnezi tu până la urmă programele. Care trebuie să asigure cofinanțare. Da. Asigură. O asigură. Vreau să mulțumesc tuturor foștilor ministri de transporturi, în ordine inversă cronologic lui Ioan Rus, dar și celorlalți care au pornit în 2012. Nu aveam nici contract pentru masterplan, nu aveam nici măcar ideea unui program infrastructură mare în România. Părea un lucru total nerealist să ne gândim că în 2015 o să avem și mai era și suspendat programul de transporturi 2007-2013. Deci eram în cea mai rea situație posibilă și cred că s-a muncit foarte mult. Ministerului Mediului, doamnei ministru Gavrilescu și echipei de la Ministerul Mediului și câtorva dintre cei din echipa miniștrilor, lui Iulian Matache, unde e? Aici? După aia pleci la Nădlac, da? Lui Iulian Matache, Mihaela Ciuciureanu și doamna director Delia Ionică. Unde e doamna director? Doamne, nu vă cunosc, dar mi s-a spus că dumneavoastră ați muncit cel mai mult, vreau să vă mulțumesc personal pentru asta. În general, cei care nu sunt cunoscuți realizează mult. Vă mulțumesc și întregii echipe cu care ați lucrat. Mulțumesc frumos. Mai vreau să spun doar două lucruri și după aceea, pentru tot ce ține de partea cu adevărat de substanță a programului pe care îl lansăm astăzi, cu siguranță doamna comisar și domnul ministru știu mai bine decât mine. În primul rând, sunt foarte bucuros că tot ceea ce se va începe pe acest program, începând de azi, se va realiza în continuare și trebuie realizat în continuare. Și o să inaugureze alții ceea ce începem noi, că așa este normal în politică. Mi s-a spus că eu inaugurez ce au început alții, o să inaugureze alții ce începem noi. Există și excepții și mâine domnul ministru și domnul secretar de stat, nu știu încă dacă și eu, dar sigur dumneavoastră da, mergem să inaugurăm o autostradă pe care am început-o noi și o terminăm noi. Faimosul Nădlac Arad a fost blocat de alții și, slavă Domnului, am repornit-o și am și realizat-o. E foarte important cum se realizează aceste lucruri și să învățăm din greșelile trecutului. Pentru că văd și reprezentanții autorității de Audi și le mulțumesc pentru sprijin. Cred că trebuie învățat din greșelile din trecut. E prima dată când vă spun, dar am cerut ministrului, am cerut tuturor instituțiilor. Pe 2007-2013 avem programe de 3,3 miliarde de euro
care sunt blocate în urma diverselor anchete și pe care s-ar putea să-i pierdem dacă nu reușim până în decembrie să avem rezultatul acelor anchete. Să învățăm din această experiență dureroasă, 2007-2013, și nou exercițiu să nu mai avem niciun program blocat de anchete, să-l facem bine, cei care anchetează să știe ce anchetează și să folosească, să ajungă banii cu adevărat acolo unde trebuie să ajungă. În final, deși sunt social-democrat, m-a inspirat un discurs pe care l-am văzut recent în Parlamentul European. Liderul ALDE, domnul Verhofstadt, întreba un alt prim-ministru, cum vrei să rămâi în istorie? Eu vreau să rămân acest guvern ca cel care nu doar că a dat pensii, salarii, a scăzut TVA, dar ca guvernul care a deblocat fondurile europene și a semnat, a lansat în sfârșit bine pentru România, la 8 ani după ce am intrat în Uniunea Europeană, cele mai importante programe operaționale. Vă mulțumesc tuturor și nu pot decât să urez succes celor care vor implementa acest program și celor care vor inaugura proiectele care încep chiar din ziua de azi.